foarte simplu, pentru un parlament echilibrat. Consider că nu suntem încă pregătiți oamenii politici pentru a avea putere absolută sau avea o majoritate foarte confortabilă în parlament. Și am dovedit-o istoria de-a lungul timpului, fost decembristă, că toți cei care au fost la putere au făcut greșeli în momentul în care au deținut puterea absolută și au avut o majoritate în Parlament. Sunt convins că electoratul va face în așa fel încât chiar și partidele mai mici, cum este cel partidul pe care îl prezint, își au utilitate în tot în Parlament. Un guvern de coaliție în care niciunul nu poate să formeze singur, să fie format dintr-un monocolor, nu face altceva decât să arate o democrație consolidată. Și noi pentru asta am și votat.